Că mama nu mai este printre noi, dar noi o să fim alături și mă bucur să te revăd după 4 ani. Te iubesc foarte mult și... Tată îmi spune că într-o zi voi pleca. Departe de voi în lumea asta rea. Dragii noștri, ne aflăm în Comuna Ierbiceni cu o surpriză frumoasă pentru domnul Dumitru, care astăzi este sărbătorit. O surpriză venită cu toată dragostea din partea persoanelor dragi, așa că rămâneți cu noi să-l surprindem și să vedem cum va reacționa domnul la această surpriză. Și tot împreună cu noi astăzi va merge și una dintre fiice care a revenit de curând din străinătate, așa că rămâneți să vedem cum va reacționa domnul la această surpriză. Bună ziua! Și la mulți ani vă spunem! Mulțumim! Domnul Dumitru, vine-te mai și mai aproape! Așa. Noi suntem echipa surpriză la domiciliul Iași. Astăzi știm că sunteți sărbătorit. Venim cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag dumneavoastră. Și am să vă întreb dacă cumva bănuiți dumneavoastră ceva. Nu știu, să bănuiesc că surprize la fete au fost făcut, nu știu. De la cine poate? Am o poză. Cu siguranță o să vă spună ceva. A, de la fete care le-am avut în plasare. Așa, am să vă rog să țineți dumneavoastră, să țineți acest tablou. Să știți că astăzi din toată inima și-au dorit să vă sărbătorească. Au ținut din toată inima să vă mulțumească pentru toate câte ați făcut pentru dumnealor. Și și-au dorit din toată inima să-și facă prezența măcar un piculeț astăzi. Să simțiți dumneavoastră că sunteți sărbătorit. Tortulețul este pentru dumneavoastră. Reușiți să țineți. Noi acum o să vă cântăm la mulți ani. După care, haideți, vă dau dumneavoastră ca să nu fie greu domnului. Noi o să vă cântăm la mulți ani, după care aflăm noi și ce au astăzi să vă transmit, pentru că, să știți, mai avem și un mesaj scris din suflet pentru dumneavoastră. Mai aveți ceva pregătit, dar cine știe până de seară ce mai urmează? Vă spunem. Mulțumesc. Iar acum a venit momentul să aflăm și ce au astăzi să vă transmite. Iar mesajul spune așa: eroul nostru, astăzi este doar despre matale. Spune-mi erou, noi fetele cele trei micuțe, cândva de 3, 6 și 8 ani. Pentru că am întâlnit un super tati fără mantie, dar acum la rândul nostru, mămici, căsătorite și cu familii, nu v-am uitat nici în această zi specială și nu o să vă putem uita vreodată. Niște părinți, niște eroi ca voi, tăticul nostru și mămica, îngerul ce ne veghează fiecare pas. Știm că nu a fost ușor să întâmpinați pe cineva în viața matale și să decideți să acceptați pe cineva care nu este al dumneavoastră, dar ești un simbol al forței și al bunătății. Ești și ai fost tatăl de care noi am avut nevoie. Meriți mult mai mult pentru viața pe care ne-ați dăruit-o. Momentan viața ne-a trimis în țări străine, dar în sufletul nostru, cu lacrimi în ochi și sufletul în păcat, cam tot să vă aducem zâmbetul pe față, cât uși de puțin. Vă dorim un călduros la mulți ani, eroul nostru. Cele trei fiice, Petronela, Daniela și Andreea, vă iubim și vă îmbrățișăm. La mulți ani! Vă mulțumesc! La mulți ani vă spunem și noi! Vreau să le spun să nu cumva că au familie, au și să fie, adică să își crească copiii fără să-i abandoneze, că e foarte bine să crească. Și le mulțumesc mult pentru urările făcute și pentru gestul ăsta făcut. Iar acum
Să știți că fetele au mai pregătit și o melodie care doresc să o ascultăm împreună. Și dacă ați putea spune, de cât timp nu le-ați mai văzut pe fete? Da, cât? Nu, de la moartea soției. Iar acum zic să ascultăm și melodia aleasă de fete. Vă bucurați de toți cei dragi ai dumneavoastră. Și cu siguranță mai mare surpriză decât atâta nu poate să existe, da. Cel mai important e că îi aveți aici aproape, da, da, da. La mulți ani încă o dată. Mulțumim. Cu mare drag. Ceva la fete, da, spus, o rămas fără cuvinte. Să crească copiii, să fie, să-și vadă de familie, de... Cel mai bine copilul să crească lângă mamă și lângă tată, nu? Așa este. Cel mai, adică e bine și crescut de altul, dar mai, adică e mai o leacă mai mai copilul diferit. E mai bine când este, da, lângă mama și lângă, da, tata. Le mulțumesc la fete pentru surpriza făcută și cam le aștept acasă. Le aștept să treacă în greșe prin țară, să treacă pe la mine. La pentru noi nici. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.